Hai salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Dragi prieteni, suntem și noi la cai. Na, acum o să postez două videoclipuri cu iepura și două cu cai. Na, nu prea mai cade păr după cum puteți vedea pe apă. Cam s-a celat o dimineață și tot mai cade ceva, dar... Na, după cum v-am zis, poate sunteți unii noi pe canal. Ia o să schimbe părul, nu o să rămână așa. O să se facă în ruble sau cum se zice, sau nu știu cum se mai zice. Se poate vedea pe aici cum se poate, cum o să se facă. A, cei care aveți cai o să știți cum o să se facă. O să aibă niște pete mai albastre, ca un fel de bănuț așa, pe toată suprafața ei. O să aibă și na. O să operi eu acum. Tata avem calul și-a băgat pe aici așa. Paie. Noi am mai dat zahăr fraților și de... Ia uitați. Acum caută zahăr. La fel și la ea pe am dat zahăr. De acum ar trebui să fete. Sau la sfârșitul lui aprilie. Fraților, să știți că eu nu știu pe cât se împlinește această iapă. Uitați calul. Îmi place mult că îi crește mult cu oameni. Ia uitați. Cât i-a crescut. Uitați cam așa i-a crescut. O să să-l cel. O fi cu minte, împule. Na, purcelul aruncă aia pe acolo. Se murdește, fraților, foarte tare acest cal. Se pune în bolegar jos, nu știu ce treabă, care e treabă cu el. Live aici pe Ghiță. Așa l-am numit-o, văd că nu mai are mâncare. Hai, bă, vin cu. Hai mă, vin cu. Nu vrea să vină, fraților. Cum o să încep să dau pe iapă cu peria? Uitați, să vedeți un pic cum iese părul din ea. Uitați, fraților, că nu prea mai are păr. Și asta înseamnă că mă bucură, pentru că când merg cu căruța cu ei, întotdeauna sărea păr și mă umplea de păr ori pe mine, ori pe bunicul meu. Că când îi conduc eu, când bunicul, dacă sunt sigur îi conduc eu, dacă sunt cu bunicul, lăs pe el să-i conducă, pentru că na. Ia uite asta ceala. Na, înainte lăsa mult păr. Și pe picior o să-i dau. Ho, brr, velita, ho. O fetiță. Așa, avea ca să caz, fraților, repede. Ho, ștr, 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 ho. Murga. Fraților, n-aruncă, dar o ustră când trag asta de pe piciorul ei. O să mă duc și pe partea asta, lantă. Hai la loc. Hai la loc, hai. Hai la loc, ia apă, ia apă. Da, fraților, să lăsați idei de nume la această apă, că încă nu i-am pus nume. Da, uitați, partea asta nu prea... După cum puteți vedea, încă mai are păr. Să lăsați, fraților, în secțiunea de comentarii, idei de nume pentru această apă. Încă nu am pus, fraților, nume. O să dau pe tot suprafața ei. Îmi pare rău, fraților, că nu prea am mai postat. Am avut și eu puțină treabă pe acasă. Am avut și... Părul mai are, am mai cumpărat niște baloți, nu știu dacă știți. Am mai cumpărat 40 de baloți, am aruncat și în pod, am aruncat... Uite, s-a rupt și săceala. Trebuie să le cumpăra alta neapărat. Poate un ra vi se pare plictisitor ce fac aici. Bă, fraților, mie nu-mi pare deloc plictisitor. Mie nu-mi place să se tele așa în continuu ca ei. Ia uitați. Uneori mă și relaxează să-i săcel. Acum o să vezi și cu periașul.
Gata, fratele, am adus și peria. O să încep să dau așa cu peria pe ea. Pentru că cum ar veni finish-ul, uitați. Și uitați cum strălucește acum părul pe ea, fraților. Mai puțin cum strălucește părul pe ea. Fraților, o să termin cu apa și o să revenim la cal. Păi, fraților, uitați, am terminat și apa de secelat. Hele, loculeac! Hele, leocheab! Hele, leocheab! Ia, uitați, nu mai are nimic pe ea, fraților, nu știu dacă se vede bine, dar uitați, nu mai are nimic. Lucește părul. Așa o să-l fac și pe iemțul. Poate o să-i dau și un pic de zahăr. Nu știu. Trebuie să le bag și mâncare, dar nu prea mai au mâncare, au doar aceste bețe. Pă cum știți, astea nu le mănâncă niciodată caie. Și la fel și la iapă, iapă mai aruncă pe jos. Oh, oh, murgule. Da, fraților, o să revin după ce o să-l săcel. Da, o să aștept mânzul de la ea. O să vă arăt și când o să filme, când o să fete. Poate aveți noroc și o să prind pe filmare cum o să fete. Dar acum, dacă o să fete noaptea, nu cred că o să pot să prind. Mai mult ca sigur. Când o să se împlinească mai ea. Uitați, părul ei o să crească foarte frumos. Părul este mai lung ca al calului. Al calului ea ajunge până aici. Iar al calului cam tope. Dar ăsta are 5 și asta are 3 ani. E puțină diferență. E vorba de 2 ani. Uitați cum face fața. Lasă-mă în pace. O să revin după ce o să le săcel. Da, fraților, uitați, l-am periat pe ce parte, n-a mai rămas puțin așa. O să o dau cu mâna. Hop. Bă, fraților, nu aruncă, dar n-a lustru și pe el. Astea se smulgalea. Și pe partea, ia uitați, partea asta l-am săcelat eu cum am putut. Mai rămân așa firișoare, fraților. Uitați, cum rămân, tot mai rămân așa dacă dau cu săceala. Uitați la loc. Uitați, după cum puteți vedea, i-am dat coama pe două părți să se vețe coama lui, să stea așa, pentru că ar da mai frumos lui cu coama pe două părți, pentru că are și coarda gâtului foarte mare, foarte groasă, e și el gras. Mai scurt, dar na. El fiind mai scurt, nu-i chiar așa de înalt calul. Dintr-un salt, urc pe el, dar nu prea stă la călărie. Nu că nu prea stă, nu stă deloc, fraților, după cum v-am zis. Țin alte videoclipuri. Am încercat să mă sui pe ea, fraților, dar am dat greș pentru că m-am murdărit-o de păr și n-am vrut să mai merg pe ea. Am murdărit să fac un videoclip și... Uitați ce șanță are, ce canal are pe spatele lui. Da, să vă puteți vedea ce canal are. Oh. Acum se vede, fraților, foarte bine canalul. Uite cum se vede. Așa se vede canalul foarte bine. Am luat de ce pe la iapă. O să le pun ceva de mâncare. Cred că o să le dau jumătate, așa de balot. Puțin la ăla și puțin la ăla land. O să le vin după ce o să le pun mâncare. Sau cred că o să le pun lucernă. Frații, uite, le-am pus mâncare. Are și apa mâncare. Trebuie să-i fac și la calul la intrat, dar nu prea mai am curdele. O să caut pe acasă, o să-i fac și lui. Fraților, că l-am uitat că am atât, avea coama. Nu avea chiar mare. Era cam așa de scurtă coama lui când l-am adus. Ia uitați. Vreau să se iei pe două părți. Nu știu cum trebuie să fac, să rămână, uitați, așa cum vreau eu, să rămână. N-are și sau învârtez care nu îl prea lasă să se iubi așa, cum vreau eu. Dar na, asta e. Iar sta lui frumos cu coama pe două părți. Uitați și părul care a mai rămas de pe el. Na, o să trebuiască să mai deie părul ăsta, că uitați cât de mare este. Și bă, fraților, și... Poate mâine o să mai revenim tot cu un episod cu caii. Pentru că o să postez
două episoade cu cai și două episoade cu iepurașii. Să nu uitați să-mi lăsați și nume pentru această iapă în comentarii. Na, trebuie aștept să fie de caților. Tați calul aici așa. Să vă arăt și ce am cumpărat nou. Na, aici și-au găinile. Mi-am făcut la găini. Așa, uitați fraților, am tras apă cu furtunul. Drag și le bag direct în căldari. Uitați, găinile am confecționat. E o chestie dintre asta, așa. Să le bag mâncarea. Aici îl avem pe domnul Gigel. Așa îi zic eu, Gigel. Nu știu ce rasă e. Eu mi s-ar părea că este ceva dintre un lup german, dar nu cred, sau o fi ceva crocitura dintr-un husky. Așa mi se pare. Aici avem poiata. Să vă arăt ce are nou aici. Noi am cumpărat niște saci. Uitați, am cumpărat așa saci de mâncare. Aici avem niște hamuri. Asta este tulparul care merge la hulubi. Bă, fraților, și cam atât a fost și cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un share și subscribe. Cu ea a fost Alex, ne vedem clipul următor. Pa!